Fiți mulțumiți și bucurați-vă de fiecare mic progres la mai ieșe. Trebuie să fim practici. Trebuie să ne folosim înțelepciunea interioară și să acționăm. Ar trebui să încercăm să fim rezonabili în felul în care ne dezvoltăm și să nu credem niciodată că este prea târziu. Chiar dacă vom muri mâine, ar trebui să ne menținem drepți și clari și să fim o ființă umană fericită astăzi. Dacă menținem starea de bucurie zi de zi, vom ajunge în cele din urmă la cea mai mare fericire a iluminării. Amintiți-vă că fiecare este responsabil de propria lui viață. Nu vă gândiți, acest călugăr tibetan îmi va da iluminarea, acest călugăr mă va face puternic. Nu este așa. Oricine pretinde că este budist știe că principala preocupare a budismului este mintea. Mintea este nucleul samsarei și a nirvanei. Fiecare experiență pe care o avem în viața noastră se manifestă din mintea noastră. Deoarece ne interpretăm viața și lumea prin atitudinea noastră mentală, este important să avem motivația potrivită. Motivația greșită aduce durere, dezamăgire și extreme în viață. Gândiți-vă așa. Pentru tot restul vieții mele, este responsabilitatea mea să-mi dezvolt atenția și fericirea. În fiecare zi, îmi voi extinde iubirea benefică pe care o am deja. Când mă trezesc dimineața, îmi voi deschide ochiul înțelepciunii și să văd din ce în ce mai profund în realitatea interioară universală. Voi încerca să fiu cât mai conștient. Îmi asum responsabilitatea pentru viața mea și o să o dedic altora prin dezvoltarea iubirii benefice și a înțelepciunii. Îi voi servi pe ceilalți cât mai mult posibil. Trebuie să hotărâm că acesta va fi modul nostru de viață.